Veronica, dacă vă veți despărți, vei cere fetița să stea la tine? Eu atunci o să cer anchetă socială la familia Secuianu acasă. Și să vedem atunci condițiile. Am înțeles. Dar tu știi câți copii din România trăiesc în condiții așa? Dacă eu vreau să mă mut. Ce ar trebui să facă acum, Viorel, lumea care a dat... Doamna Viorel, și eu dacă vreau să mă mut de acolo? Fata nu o vei avea. Păi și unde te muți, Veronica? Îți iei gândul de la fată. Un pic, lasă-mă, Veronica. Și unde vrei să te muți? În altă parte, este. Este căs. Este căs. Ce este? Este căs în Blăgești, iute. Sunt case. Sunt case. Ca să vină și eu, uite, să ne înțelegem. Stai un pic, case ce? Să stai în chirie într-o casă? Sau ce anume? La ce te gândești? Sau la cine te muți? Uite, să vină și el, să ne luăm o casă, că este căs. Da, dacă el nu sunt case, Veronica, sunt o casă, două case. Când sunt mai multe, spunem sunt. Când e una singură, spunem este. Doamna Mirela. Ai înțeles ce zic? Doamna Mirela, aici... Sunt case. Așa, da. Tu vrei să vină Viorel și să stați împreună într-o casă în Blăgești? Deci nu vrei să divorțezi? Aici e semnul de întrebare, uite. Păi cum, păi da? Păi asta e nouă, că nu știam. Deci să vină și Viorel acasă și să luați o casă în chirie în sat și să stați cu copilul voi amândoi. Doamna Mirela, știți ce joacă aici? Nu. Eu păi îmi dau seama ce joacă doamna Mirela. Să nu se gândească că Viorel mai este prostul ăla să facă prostia. Eu știu de ce o zis și de casă și de asta. Eu îmi dau seama. Ce vrea atunci? De ce face așa? Eu spun de ce face așa. De ce? Să spună. Bă, uite că el are ceva. Zic că tu le ai pe toate, domnul Viorel. Taci din gură. Că-și atragă simpatia publicului. Hai să vorbim frumos. Și nu, ce spune? Cine știe ce-o discutat ei în familia lor acolo? Nu mă interesează ce-o discutat, dar discuția este... Ești mincinos, îmi pare rău aici, exclus. Știți ce-o spus? Ce-o zis? Ia, hai să-l spun și pe asta să vină în Blăgești, să ia o casă, să-l tragem, să pună el jumate, noi jumate. Și după ce vie de casa luată, să-i dăm cu piciorul să rămână. Dacă ai pus tu jumate, nu ia ta, cum să-ți dea cu piciorul? Doamna Mirela, să gândie, doamna Mirela. Se face legal, se face la notar, Viorele, nu e chiar așa. Dacă tu îți cumperi o cază cu soția ta, este a voastră, nu e a socrilor tăi. Doamna Mirela, dacă ei nu contribuie. Doamna Mirela, ce-a făcut? Tu știți destul de bine. Ce mai are rost să mă duc eu, de exemplu? Să bag eu să investesc, să mă duc să iau casă. Păi, pentru viața ta, că nu ai să poți să stai toată viața în chirie aici la București. Păi nu știu, să mă mai gândesc, îți dau răspunsul mâine. Bun. Mâine îți dau răspunsul. Deci nu te duci mâine la judecătorie, că se gândește Viorel să-ți dea răspunsul. Veronica, încă ce vreau să te întreb. Deci tu ai vrea să te muți cu Viorel într-o casă, acolo la Blăgești, să vă luați copilul cu voi. Spune-mi sincer, tatăl tău te mai lasă să fii cu Viorel? Dacă și el e fata, se schimbă Viorel, nu mai este cum... Are fluturi așa în capul Viorel. Dar de tatăl tău te mai lasă să te întorci la Viorel? Și el un... Tatăl tău te lasă să te întorci la Viorel la București? Să fie și el un bărbat calculat, să aibă mintea și aia pe umăr. Veronica, spune-mi, tatăl tău te lasă să... Să fie și el Viorel. Veronica, ascultă-mă un pic. Parcă evită răspunsul. Tatăl tău te lasă să te întorci la soțul tău la București? Că știu că tu ții cont de tatăl tău foarte mult. Eu nu mai vin la București. Eu la București nu vreau să mai vin. Deci doar soțul tău poate să vină acasă dacă vrea să mai fiți împreună. Da. Păi spune-i tu asta lui, Viorel, că altfel sună de la tine. Zi, măi, Viorele, începe așa. Hai, spune. Viorele, vrei să fii cu mine? Vii aici. Dacă nu, asta e. Fiecare vorbim după ce se termine emisiunea, vorbim la telefon. Deci nu, eu nu. Deci mâine, deocamdată, nu te mai duci la judecător. Vorbim la telefon. Vorbiți la telefon. Deci exact după sunt case de închiriat acolo în Blăgești, să puteți sta într-o casă cu cuiva și să vă organizați voi singuri, fără mama, fără tată. Este. Sunt case, Veronica. Casă. A zis este sunt. Casă. A, este casă. Sunt. Data asta corect. Este o casă pe care Veronica a văzut-o, i-a plăcut și vrea să o cumpere. Să o și cumperi? Foarte bine. Mă, Viorele, o cumperi, rămâne proprietatea voastră, cu teren în spate, să vă faceți și voi o grădină de legume, să puneți niște cartofi. Doamna Mirela, după emisiunii vorbesc la telefon și vorbim. Bine. Și mâine vă dau răspunsul final. Am înțeles. Deci aici în emisiune, deci noi vorbim la telefon. Bateți palma? Batem palma pe aici. Deci fiți atenți, dacă voi și după toată experiența asta vă întoarceți la Blăgești și cu banii pe care ați mai făcut din diverse activități vă puteți lua o casă, eu cred că este un mare câștig pentru voi.
Să nu stați voi nici lângă doamna Ilinca, nici lângă doamna... dacă vrea doamna Viorel. Nici lângă doamna Valerica. Vă ajută fiecare, că așa e la țară. Te duci, mă duc până la mama cu tăiet o găină, mă duc să-mi dea niște ouă, mă duc să-mi dea niște cartofi, o mai ajut și eu la tăiet păpușoi. Dom'le, așa e lumea. Dar am căsuța mea, cuibul meu, acolo îmi pun ceva în grădină, acolo îmi cresc copilul. E foarte important să știi că nu judecă greșit rău mult timp. Hai să batem în cuie treaba asta. Viorel, Veronica, mă auzi și tu de acolo din mașină, da? Da. Auziți? Deci fiți atenți. Dacă voi aveți niște bani amândoi, unde-s doi, puterea crește. Banii se duc foarte ușor. Pe temir ce? Pe prostii, pe orice. I-ai dat imediat, n-ai înțeles nimic din ei. Dacă vă puneți mâna de la mână și vreți să fiți o familie, bănuții tăi, Veronica, și cu bănuții tăi, Viorele, puneți mâna, cumpărați o casă bătrânească, care o fi rămas de la niște unii care nu mai vin acolo. Vor să o vândă și cu teren în spate. Un 500 de metri, un 1000 de metri, nu vă trebuie mai mult. Domnule, ați cumpărat-o, e proprietatea voastră. O lăsați moștenire copilului. Aveți casa voastră. Nu mai stai nici la mama, nici la tata. Și tu, Viorele, la fel. Și vă spun eu că nici tot, cu unul, nici cu altul. Vă spun eu că tot satul vă iartă pentru toate lucrurile pe care ea le-o fi făcut, le-o fi zis, pentru toată, cum să zic, nemulțumirea asta colectivă. Da, chiar mă respect pe satul. În momentul în care voi vă faceți căsuța voastră, le-ați arătat tuturor că s-au înșelat în privința voastră și că nu degeaba ați stat și ați hoinărit pe aici prin București vreo 6 luni. Doamna Mirela, după emisiuni eu sun, vorbesc. Am înțeles. Și hai, lăsați orgoliile. Clarificat. Lăsați orgoliile. O casă la Blăgești cred că se poate cumpăra cu o sumă rezonabilă pe care voi vă permiteți în momentul ăsta. Faceți actele și rămâne casa voastră pe vecie. O lăsați moștenire copilului. Și aveți și voi un loc al vostru. Și cum e? Eu un cui, eu descui. Dacă îmi fac patul, bine, dacă nu, nu-mi vine soacra să mă tragă de... Vezi că nu ți-ai pături. Eu știu din proprie experiență. Da, eu un cui, eu descui. Nu vine nimeni să mă bate la cap. Ai spălat vasile. Nu vine nimeni. Când vine, mă anunță și le spăl înainte. Glumesc. Dar ei știți ce înseamnă stai la casa ta. Adică asta e important. Să nu te bată nimeni la cap. Dom'le, eu fac ce vreau în casa mea. Asta vă doresc și vouă. Hai, puneți-vă de acord, lăsați prostiile și fiți și voi niște oameni. Doamna Mirela. Vorbiți după emisiune, bine? După emisiune. Mulțumesc tare mult.